Și al doilea principiu este școala mică. Am început creșterii din un interior către exterior. Adică am un trec care se divide, iar se divide de care trec se divide la lume și divide ce nu se trebuie să fie mai complet. Ok. Ca să dau câteva exemple. Două exemple. Cum ar fi motor? Este și folosit atât în celule proaste, celule în toate celule. În mitocondrie, la mitocondrie este un mitocondria, este un organ celular care se ocupă cu creația de energie. În mai multe care e combustibil în toate celule. Și acest principiu al motorului este folosit în aceste structuri. În un context similar, cine folosim motorul pentru a extrage petrol? Pentru a obține energie. Un alt principiu care este venit la pe 2000 de ani diferite ar fi încita. Când celul este bolnavă, vine o altă celulă care e decazată, o reacție mai și alt celălalt care moare va fi descompusă în componente reutilizate. La fel și dacă un animal moare, vin un anumit insecte de covoare și larvele care se mai fermați când se va lăsa pe zilea ce ne plăcă. Mai strat, nu are mai mult. Ok. Și observând aceste fenomene care se repetă, am observat că și la nivelul Pământului există anumite aspecte și care trebuie să dați un sistem vin. Și nu sunt chiar de fapt această întrebare, dacă Pământul este vin. Primul care a dezvoltat această teorie este James Lovelock, în 1970, care a zis, ok, el era geolog, a observat că există anumite fenomene care ok, de ce ar fi Pământul vin? Păi, asta nu știu așa de proprietăți, că la urmă să vedem ce ar fi Pământul vin. Unul este proprietatea din rezultatea sfârșie stare în pădea. Să fie genul pe plată, pe masă. În cazul Pământului, În cazul Pământului, am putea să ne uităm la radiosfera.
a început a fost o veste foarte simplă, care era de niște mai complexe. Cândva, în mod special, a crescut și a respectat în alte funcții. Până când s-a răspuns în cea de astăzi. Universitatea extraordinară. Adaptare. Aici, adaptarea la mediu, adică schimbă Energia care este la soare, la începutul este o gradă 30 mai înțelegătoastră mai mic. Asta ar fi semnat că la începutul Iisusul Pământului ar fi venit să fie predicat, dar susținând de teologia descoperită, de fapt, temperatura Pământului, până acum a fost mai constant. Și o explicație ar fi faptul că la început Pământul era un fel de metan, care în gaz folosește foarte puternic. Și pe măsură ce apropiată s-a dezvoltat, s-a prins pe oxigen, pe care a acționat oxigenul cu o forță în CO2. Și pe acesta a fost o viață, a continuat la menținerea temperaturii de pe Pământ. Reacția la schimb. Aceea este puțin mai complicat, pentru că nu vreau să fac o paralelă cu ceva în acest. Dar sunt aceste care se apropie de o reacție la schimb din partea de la Zulia, din partea de la la cele care a ajuns pe terapia pe care a fost pe cel mai de care a stat tot pe zona viața de astăzi. Și toate acestea, Pământul s-a adaptat, viața s-a adaptat. Chiar dacă pe timpul lui de an, a fost un aproape un destul de vorbă. Și în final, ajunge la numarul STB, cum se reproduce Pământul. Viața pe Pământ, cum se reproduce o doamnă Pământ. Problema este, nu am un răspuns pentru asta. Nu sunt din respectul asta. Deci nu am un răspuns pentru că încă nu s-a apărut. Ok, pe ce încă Pământul este bine. Și din punctul meu de vedere, așa pare de ce este sistemul de sistemul care este sistemul. Dar să nu cred că am venit deodată, că nu s-a venit să așa așa nici un alt. Care, înainte să găsim răspuns la întrebarea de fapt ce sunt eu, în ce noi trăim în acest moment, în acest moment. Deci, de ce sunt în viață? Din păcate, sau din fericire, răspunsul la această întrebare nu poate fi dat. Pentru că, încă o chestie acum, am vrut de explicat. Și mă dau seama că, de fapt, am nevoie de trei prezentări, doar de una, pentru a avea răspuns la această întrebare. Două sau trei. Deci, această prezentare poate fi o zi. Dar, mie mi se pare că aceste întrebare sunt întrebare care sunt foarte importante, care o să vină cu un răspuns care este ales pe răspuns. Trei mă înțeleg în oameni, în acest moment, 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 să fie ceva mai bun.